Bună dimineața! Ne apucăm ușor de rândul 22, numai așa încet că e foarte cald afară și ne străfăcăm. Până acum avem asta. Observați că un colț e mai ascuțit și aici e mai teșit. Semn că o să se întâmple ceva. De genul aici o să se extindă, aici o să se închidă. Ramificațiile. Și de aici o să se extindă alte ramificații. Dar haideți să începem cu ce trebuie să facem. 4 ochiuri de lanț și mai fac 3 ochiuri de lanț pentru un model. Dacă vreți, puteți să faceți 4, dar mi se pare cam mult. Aici o să avem 2, 1, 2. Eu o să fac 3 ochiuri de lanț, voi dacă vreți puteți să faceți 4. Un picior în următorul și acum încep să fac 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, iarăși avem de făcut o petală, avem 2, 1, 2, da? Și acum punem jos un pic să numărăm. Aici trebuie să avem, conform modelului, 6 triunghiuri începute. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 aici. Deci aici voi face primul. Pardon, V-uri, triunghiuri. Întotdeauna le încurc. Ideea e să facem un picior, 4 ochiuri de lanț și un picior în același loc și sărim în următorul. Trei, patru. Inclusiv aici unde se încheia petala din rândul anterior. Și ca să vedeți chestia, bun, verificăm să avem 6 bucăți, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și ne arată că aici mai trebuie să facem un picior. Dar eu o să mă bag aici chiar în primul și încă 4 ochiuri de lanț. Și închidem petala. Tot așa luând din aceleași picioare câte 5. Lucrate împreună, așa, frumos. Și iarăși facem aceeași chestie. 4 ochiuri de lanț. 3, 4. Așa, să se focalizeze înapoi. Și iarăși fac un picior aici, unde am avut ultimul. Da? Vedeți? Aici am primul și aici în ultimul vom avea câte un picior în plus. Aici lucrăm iarăși un V. Că picior dublu, 4 ochiuri de lanț și picior dublu în același loc. După care mai facem încă două triunghiuri, două V-uri. Să avem 3
Vai, da, grăbește-te încet. Unul aici, unde s-au încheiat cele 5 din rândul anterior. Când simți că ți-a agățat ceva, ai făcut greșit. Ai băgat pe undeva greșit. Da? Până acum sunt 3 bucăți. Și mi se arată în felul următor. De aici încolo fac 2, 1, 2. Patru ochiuri de lanț. Un picior dublu în cel singur. Acum o să fac numai 3 ochiuri de lanț, că mi se pare foarte înghesuită treaba. 2, 1, 2. Trei ochiuri de lanț, un picior dublu în cel singur, 4 ochiuri de lanț, aici iarăși avem 2, 1, 2, și după cum arată schema, modelul se cam repetă din punctul ăsta. Deci ce v-am arătat aici se va continua aici. Haideți să mutăm marcatorul să vedeți cât o să se mai prelungească cât un rând. Eu o să-l pun pe aici, pe undeva. Să fie cât mai aproape. Deja avem 7 minute jumate de filmare. Cât ați văzut voi. O să încerc să mai fac un rând. Să vedem. Poate reușim, poate nu. Rândul 23. Ridic cu 4 ochiuri de lanț. Și încă 2 pentru model. Și în același loc voi face încă 3 picioare. Și să nu uităm pe când ne întoarcem să închidem rândul, pe partea asta altă să facem tot așa. 3 picioare în același loc și cu încă 2 ochiuri de lanț și ne putem prinde de lanțișorul cu care s-a început rândul și așa se va încheia rândul 23. Mai departe. 4 ochiuri de lanț. Petala asta se închide cu 5 picioare lucrate împreună. Patru ochiuri de lanț. Iarăși am o mulțire din asta drastică. 3, 1, 3. Nu uitați cele 2 ochiuri de lanț între ele. Vezi cum dacă mă grăbesc, cum mai bine lucrez mai încet. Materialul e un fel de pluș și se răsucește pe o parte și pe partea cealaltă lunecă. De aia nici nu folosesc inelul pentru că vine în felul următor și trebuie tot timpul să-l trag în jos. Bun, și acum de data asta o să fac numai 2 ochiuri de lanț.
Aici o să se închidă. Hai să fac 3 ochiuri de lanț. E prea mult. 4 și prea puțin 2. Aici închid petala. Bun, și lăsăm un pic lucru jos să vedem că ce avem aici de făcut. Conform schemei ar trebui să facem 10 zigzaguri. Sărim peste partea asta cum ar veni și aici ar trebui să ne oprim. Și atunci hai să numărăm invers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Aici trebuie să facem primul zigzag. Și ne băgăm direct acolo, cu picior dublu, 4 ochiuri de lanț, picior dublu în același loc. Facem chestia asta de 10 ori. Verificați după aceea, bineînțeles, să aveți 10 bucăți cu un drum și verificați să fie zigzaguri și nu un picior sau un minus, că e mai greu de corectat când vii următorul rând. Aici, evident, închidem petala cu 5 picioare lucrate împreună. O să încep să fac 4 ochiuri de lanț. Aici avem o înmulțire mai mare, 3, 1, 3. O să se desfacă în rămurele noi. 2 ochiuri de lanț, să nu uitați între ele. Patru ochiuri de lanț. Aici închidem. 5 picioare lucrate împreună. Patru ochiuri de lanț. Iarăși o mulțire mare, 3, 1, 3. Și vedeți deja marcatorul de rând. Îi semn că de aici încolo e absolut o repetiție a ceea ce ați văzut până acum. Mă mai fac așa ca să se vadă ca exemplificare. Oricum am peste 5 minute filmate. Filmate, nu ce vedeți voi. 4 ochiuri de lanț. Aici se închide. Și cam asta au fost rândul 23. Da, mâine s-ar putea să facem altceva, că presimt eu că vine ceva pachet. Și ne vedem mâine cu altceva. Oricum aici aveți 2 rânduri. Cu câte un rând pe zi în fiecare... Evident, în fiecare zi. Atât au fost tot pentru ziua de azi. Vă pup și să aveți spor bun!